Îmi spui care e diferența între Kinga și Persida? De ce ai devenit atât de vulnerabil în această copilărie? Ca să înțeleagă oamenii de unde pornim, viața o să te poarte prin două familii. Momentan, prima oprire o facem în copilăria ta, la familia ta, natural. Efectul lacrimilor e când ceea ce spui pe gură nu se potrivește cu ceea ce simți. Ce fel de reguli avea? Ce nu aveai voie să faci? Am o familie foarte credincioasă. Religia este? Pentecostală, dacă ai voie să zic. Pentecostală? Da. Și ai vrut să ascunzi partea vulnerabilă a ta? Ai ascuns și aceste bătăi pe care le-ai avut în copilărie? Aceste pedepse? Acum am înțeles că seamăn cu el. Probabil l-am judecat foarte mult și foarte dur și foarte aspru. Poate îmi doream să nu mai existe și de asta și plâng. Și acum, nu știu, îl iubesc enorm de mult. Poate nu i-am spus niciodată lucrul ăsta. Dar acum sunt foarte mândră că seamăn cu el. Când ți-ai dorit ca tata să dispară, când a venit gândul ăsta? Când vedeam copii care se înțeleg cu părinții, erau, nu știu, mult mai uniți. Nu știu, că erau acolo tot timpul împreună. Aveai voie să uiți la televizor? Noi când eram mici, nu. Aveai voie să citești? Din Biblie, da. Aveai voie să joci cu alți copii? Nu prea. Dar se comporta și auzeam vocea tatălui prin ei. Că eu nu pot, că sunt alte fete mai pregătite. Care sunt cuvintele pe care ai vrea să le ștergi? Că nu pot să reușesc. Nu știu, mi-este foarte greu să vorbesc. Fug de copilărie foarte mult. A fost o violență domestică. Nu doar o palmă și ne oprim la atât. Dar? Cu picioare. Și ai stat? Am stat pentru că l-am iubit foarte mult. Da, pentru că era la fel de dur cum era tatăl meu. La un moment dat mi-au semnat toți prietenii să mă primească, prietenii pe care i-am făcut acolo cunoștințe, și am spus să mă primească măcar o zi. Și nimeni nu m-a primit. Nu oameni doar care vor să folosească de tine și pe urmă pleacă. Cam asta s-a întâmplat cu mine. Și cred că din cauza educației, probabil de asta am urât foarte mult educația pe care am primit-o. Dacă e o viață obișnuită și o expui în fața micilor ecrane, nu știi pe termen lung care o să fie efectul. Astăzi o să vrem să aflăm din partea unei fete care a venit timp de luni de zile în fața micilor ecrane și și-a expus viața așa cum a fost ea. O să vrem să vedem cum se trăiește după, de la o fată pe care nu o cunoașteți însă cu adevărat, pentru că a lăsat prea puțin din viața ei de acasă să ajungă în fața dumneavoastră. Nu o cheamă Kinga, așa cum știți voi, o cheamă Lidia Persida Suto. Ce nu știți despre ea este că e campioană europeană de fitness și nu știți multe despre povestea ei de viață. Așadar, ne-am gândit să o aducem în oglindă, pentru că viața ei e dincolo de poveste. Bine ai venit în oglindă. Mulțumesc frumos! Îți mulțumim mult că ai acceptat. Îți mulțumim mult că ales să ne spui povestea vieții tale. E o viață de poveste, dar dincolo de ea. O să te rog să-mi spui de ce ai ales numele de Kinga. De ce nu te-a reprezentat Lidia sau Persida? Kinga este un personaj creat de mine. Un personaj? Da. Și în momentul de față cu el mă expun și pot să spun că am succes. Iar Persida este un om ascuns pe care încerc să-l protejez cât mai mult și să fie mai puțin cunoscută. Deci Persida este omul. Da. Omul care stă acasă. Un om sensibil. Omul sensibil, care nu putea să vină în fața marelui public. Exact. Un om care suferă, un om foarte onest. Un om care apleacă capul de fiecare dată.
nu vulnerabil. Și ca să ieși în fața oamenilor, să poți să fii puternică, să te expui, ai avut nevoie să creezi un personaj. Da. Ce oamenii m-au făcut să creez acest personaj. Când ai creat-o pe Kinga? În urmă cu 5 ani. Și efectiv nu mai posez în acest personaj. Cred că în fiecare dimineață în gândul meu a fost că sunt un om rău, că sunt un om dur. Până ce am ajuns, am curajul să spun asta cu voce tare, până ce am ajuns să cred asta despre mine și să vin în fața publicului cu un om foarte dur, un om care nu se lasă călcat în picioare, care are curajul să spună totul pe față. Îmi spui care e diferența între Kinga și Persida? Persida este un om acceptat de societate, un copil pur și inocent, o femeie sensibilă, foarte vulnerabilă, cu o răbdare enormă și foarte înțelegătoare, care are răbdare foarte mult și ascultă pe ceilalți. Și dacă aș privi în oglindă, eu devin vulnerabilă în fața ei. Eu cred că ar trebui să împărțim interviul în două, să cunoaștem cele două personalități ale tale și cred că ar trebui să-i lăsăm pe oameni să o cunoască mai întâi pe Persida. Ca să te cunoaștem cu adevărat, ar trebui mai întâi să o punem pe ea în oglindă, în prima parte a interviului, să mergem în copilăria ei. Unde mergem? Cât de departe mergem în copilăria ta? Unde ne poartă drumul? Unde te-ai născut? Mergem la Bistrița, acolo unde am crescut. Mă iau încă 9 frați. Încă 9 frați? Da. Și aș putea să te întreb, de ce ai devenit atât de vulnerabil în această copilărie? Probabil nu am avut o copilărie cum au mulți copii. Am început să fac un sport de performanță la 10 ani și acolo m-am maturizat extrem de mult și am înțeles că de greu este viața. Ca să înțeleagă oamenii de unde pornim, viața o să te poarte prin două familii. Momentan, prima oprire o facem în copilăria ta, la familia ta naturală. Aș vrea să intrăm în casa ta, dacă ne permiți, da, să ne faci cunoștință cu părinții tăi. Da, tatăl meu, un om extrem de dur, dar pot să zic că un om foarte inteligent. Scuzați. De regulă, nu vorbesc, dar o să vorbesc acum. Efectul lacrimilor e când ceea ce spui pe gură nu se potrivește cu ceea ce simți. Ce nu ne spun vorbele în cazul ăsta? De ce doare când vorbește tatăl tău? L-am judecat foarte mult. Probabil, nu știu, am avut o educație mai aleasă. Acum mă bucur că am avut-o așa. Dar atunci când eram copil nu înțelegeam. Și îl judecam foarte mult pe tatăl meu. De ce nu înțelegeai pe tata? Ce ți se spăra aspru din educația lui? Ce nu-ți plăcea din ce se întâmpla acasă la tine? Poate îmi doream să-mi ofere mai multă libertate. Să mă exprim așa cum îmi doresc. Să fac ce-mi doresc eu. Să mă joc cu cine vreau. Să-mi aleg eu oamenii din jurul meu. Deci, practic, ce ți-a lipsit în anii petrecuți până să pleci de acasă, a fost cuvântul ăsta de libertate. Da, foarte mult. Dar cum ar trebui să înțelegem noi faptul că nu erai lăsată să faci lucruri? Ce fel de reguli avea? Ce nu aveai voie să faci? Am o familie foarte credincioasă. Nu aveam lucruri pe care le fac eu acum. Să mă vopsesc, să port anumite bijuterii, să nu ies în cluburi, să nu ies afară, să ajung la o anumită oră acasă. Religia este... Pentecostală, dacă e voie să zic. Pentecostală? Da. Când ai început tu să simți, ca și copil,
că trebuie să fii supusă, că regulile la tine în casă sunt altele decât în rest. Nu știu. Auzeam tot timpul că voi sunteți diferiți, voi sunteți așa, voi nu aveți voie să faceți asta, trebuie să te îmbraci în anumit stil. O simțeai că vine ca o jignire din partea cealaltă? Da, simțeam, da. Din partea copiilor? Da, sau la școală. Ce ți se spune la școală? Că am foarte mulți frați, mama mea este diferită. Mama? În ce sens diferită? Că nu era ca celelalte mame. Probabil vremea și ea mai cool. Mama este o femeie foarte simplă, dar o iubesc așa cum este. Acum când te gândești în urmă, tu cum o vedeai pe mama și cum o vedeau ei? Ce însemna pentru ei că mama ta era diferită? Probabil prin stilul vestimentar. Nu știu, era tot timpul o femeie foarte sensibilă și nu spunea cuvântul. Era acolo, mai spre final. Mama, ce rol avea în casa voastră în raport cu tata? O femeie care se gândea la tot și cred că niciodată nu și-a spus punctul de vedere. Orice lucru a făcut, nu a făcut pentru ea, a făcut-o doar pentru noi. În momentul în care tu ai perceput aceste reguli din casă și le-ai perceput, și-a avut loc această rebeliune, la început presupun că a fost doar în mintea ta rebeliunea. Deci până la urmă cu tatăl tău, ca să înțeleg genul de relații pe care le aveți, reușeai să te înțelegi cu el până la un moment dat? Îl ascultam ce spune, dar făceam cum îmi doream eu. Și dacă nu făceai, ai fost bătută când erai mică? Da, am fost. Și nu neapărat, nu știu, nu mă consider un om atât de rău sau un copil foarte rău să fac lucruri urâte sau prostioare. Probabil, nu știu, mă certam cu sora mea sau cu frații mei și atunci trebuia să ne împartă cumva. Și atunci, da, se mai aplica. Crezi că și când ți-ai conturat acest personaj și ai vrut să ascunzi partea vulnerabilă a ta, ai ascuns și aceste bătăi pe care le-ai avut în copilărie, aceste pedepse, pentru că ai vrut să fii diferită? Da, doar că am scos la suprafață partea agresivă și partea posesivă. Eu să conduc fiecare lucru. Și nimeni nu îndrăznește nimic să-mi spună. Pentru că vin cu replici foarte acide. Aș vrea să înțeleg de unde le-ai luat când ți-ai construit acest personaj. Înainte când am început să plâng, m-am gândit la tatăl meu. Eu seamăn foarte bine cu el. Când eram micuță, nu suportam să îmi spună lumea lucrul ăsta, că seamăn cu el. Dar acum am înțeles că seamăn cu el. Probabil l-am judecat foarte mult și foarte dur și foarte aspru. Poate îmi doream să nu mai existe și de asta și plâng. Și acum, nu știu, îl iubesc enorm de mult. Poate nu i-am spus niciodată lucrul ăsta, dar acum sunt foarte mândră că seamăn cu el, pentru că am creat un personaj și datorită lui. Și că când eram micuță, probabil dacă vorbeam cu un băiat, îi spunea, vezi că ea este fata dânsului, el fiind un om mai dur, un om care spune punct de vedere, un om impunător, un om foarte inteligent. Și acum sunt mândră, pentru că atunci el mă proteja, dar acum mă protejează Kinga. Dar în momentul în care tu spui că ți-ai dorit ca el să nu mai fie, când ți-ai dorit ca tata să dispară, când a venit gândul ăsta? Când vedeam copii care se înțeleg cu părinții, erau, nu știu, mult mai uniți. Nu știu, că erau acolo tot timpul împreună. Iar eu nu aveam curajul ăsta pentru că el era un om mai rece. Tu când spui acum că e pentru prima dată când recunoști că-ți iubești tatăl, enorm de mult. Crezi că din partea cealaltă tatăl are acelea sentimente pentru tine? Mai mult ca sigur și orice lucru a făcut, cred că a fost din iubire. Nu
să mă pedepsească cu scop rău. Dar t-a pedepsit. Da. Așa trebuia. Sau poate vorbeam prea mult. Poate eram un om care vrea să spună cuvântul și nu trebuia. Pentru că așa este. Probabil așa trebuia să fie o femeie. Acum o ascultăm pe Persida, care încearcă să justifice acțiunile tatălui și să-l ierte. Da, dar l-am iertat în momentul în care mi-am dat seama că seamăn cu el și că părțile alea pe mine mă ajută foarte mult. Și că ai luat din agresivitatea lui și tu și ai început să înțelegi... Din duritate, da. Și din omul ăla de a spune lucrurile foarte direct. O întrebare am pentru tine. Regulile, duritatea, agresivitatea de care vorbeam din partea tatălui, erau doar pentru tine? Ai fost singura rebelă a familiei? Sau către toți frații? Către toți. Către toți? Da. Ce a fost diferit între voi ca frați? Pentru că tu ești singura care a plecat de acasă la 14 ani. Probabil că eu îmi doream altceva. Tu visai? Da, visam foarte mult. Și visam să ajung, nu știu, un campion și să fie multă lume în jurul meu. Dar spune momentul când te hotărăști să pleci de acasă. Dacă a fost unul de moment sau ți-ai pregătit plecarea de acasă? Ai spus cuiva? Mi-am dorit și a venit așa o șansă spre mine să mă apuc de un alt sport și am început paralel să fac două sporturi odată și acolo am avut șansa să plec de acasă, să-mi fie mie mai bine din toate punctele de vedere. Să am o masă la o oră fixă, să mă odihnesc mai mult, un loc mai confortabil pentru mine. Eu până acum în poveste un singur lucru nu înțeleg. Tu trăiai într-o familie cu foarte multe reguli. Aveai 14 ani. Un tată cu atât de multe reguli. Într-o familie de genul ăsta, regulile sunt foarte stricte. Tu le-ai spus? Le-am mai auzit? Cum se întâmplă ca în cazul tău să fii lăsată să pleci să faci aceste sporturi? Probabil a văzut ceva în mine și erau mândri, așa când vorbeau cu lumea, este fata mea, este o fată foarte bună. Bine, mie nu mi-a spus asta niciodată, dar erau mândri de mine. I-am spus mie mele, ea nu a fost de acord. La început nu am îndrăznit să-i spun că m-am apucat de haltere. În mintea mea a fost că sigur nu o să mă lase, pentru că era un sport destul de greu. Chiar la primul meu concurs nici nu am îndrăznit să le spun că la ce concurs am participat. Le-am spus că mi-este mult mai bine acolo, pentru că antrenoarea mea de atletism pentru mine a fost ca o altă mamă. Ea a avut grijă de mine. I-am cumpărat diverse, chiar și haine, chiar și mâncare, avea grijă de mine. Mama mea a cunoscut-o și oarecum se simțea bine că are cineva acolo o grijă de mine. Deși ea nu a fost de acord și știu că a suferit enorm de mult. Dar suferea de ce? Îi pleacă un copil de acasă. Cum ar fi trebuit să fie viața ta acolo? Adică explică-mi, dacă poți, cum e viața acolo? Cum se trăiește în interiorul unei familii cu reguli de genul ăsta? Adică, tu ce ar fi trebuit să ajungi? Ce ar fi trebuit să faci? Cred că foarte simplu. Un copil care, după ce termină școala, să angajeze la un program de 8 ore, te întorci la muncă și ești acasă. Și așa, în fiecare zi. Aveți voie să uiți la televizor?
Noi când eram mici, nu. Aveai voie să citești? Din Biblie, da. Doar aveam. Biblie? Doar Biblia? Aveam o Biblie, da. Aveai voie să joci cu alți copii? Nu prea. De ce? Să nu învățăm să vorbim urât. Să nu învăț lucruri greșite. Aveai voie să mergi pe stradă? Unde vrei tu? Nu prea. Mai mult stăteam în casă. Și ce făceați în casă? Stăteam. Ne jucam probabil în curte. Eram destul de mulți. Și jocurile erau jocurile pe care noi le știm din copilărie sau adaptate religiei? Erau din copilărie, dar și religioase. Sau noi mergeam foarte des la biserică. Hainele, ce aveai voie să porți? Purtam și haine obișnuite, doar că erau totul mult mai decente. Părul cât trebuia să fie, de scurt sau de lung? Exact cum trebuie să arate podoaba unei femei. Nu așa cum. Iartă-mă, nu... Destul de lung, mediu, să nu fie scurt. Tu, ca și fată, ai fost pregătită de către mama să vorbești într-un anumit fel? Ce ai voie să spui? Ce n-ai voie să spui? Să vorbesc așa cum este plăcut Domnului. Așa am fost învățată. Îmi poți da un exemplu? Să nu vorbesc urât, să nu păcătuiesc cu vorba. Să nu... față de bărbat, cum te-a învățat mama că trebuie să te raportezi? Probabil mai inferior. Nu știu, să fiu mai blândă. Ascultătoare. Nu știu, probabil înțelegeam că orice făceam era vina mea. Orice ar fi făcut un bărbat. Da. Cam așa a fost viața mamei tale. Probabil. Orice ar fi făcut? Da, pentru că femeia trebuie să fie supusă. Ca și copil, ți-ai fi dorit să te roage să te întorci? Nu, nu, sincer nu. Nu, pentru că acolo eram în siguranță, mă simțeam bine. Mai sigură decât acasă, alături de familia? Da, mă simțeam că pot să fac ce vreau eu. Deși am plecat într-un loc, la fel cu reguli. Dar regulile tale? Da. Pentru că, deși acolo probabil erau mulți copii de anii mei care mergeau în cluburi, care mergeau afară, dar eu nu făceam asta. Pentru că nu simțeam să fac lucrul ăsta. Dar știu că nu vinea cineva să-mi spună, nu fă asta. Nu e de tine. Nu e bine. La ce distanță erai de familia ta? Cam 12 kilometri. Și acest 12 kilometri nu au putut fi făcut niciodată de mama sau de tata să-și vadă copilul? Noi ne-am mai văzut. Au fost date când ne-am văzut. Doar că după perioadă le-am zis nu. Nu pentru că nu mai pot, deși puteam. De ce n-ai mai vrut să-i mai vezi? Nu am mai vrut. Aș vrea un răspuns sincer totuși. De ce? Nu știu, probabil eram rebelă. Probabil am devenit un copil mai confortabil. Noi doar vrem să vedem perspectiva ta ca și copil și cum ai trăit tu ca și copil ceea ce niște oameni mari au făcut. Noi am început acest interviu de la un personaj, Kinga, care fuge de copilul care a suferit, pierdut, care știm că a suferit și care nici acum nu poate să ne spună cu mâna pe inimă de ce a suferit. Să-mi spui de ce a suferit copilul. Pentru că sentimentul pe care mi-l dai e că ți este teamă să îmi spui ce s-a întâmplat cu tine în copilărie. Iar lucrul ăsta, canapeaua asta, eu, aici nu este vorba despre a ne fi teamă. Ce a fost în trecut, a fost în trecut. Tu acum ești o femeie independentă, capabilă să vorbească despre viața ei. Asumat. Foarte asumat, doar că mă gândesc la consecințe, mă gândesc la familia mea,
Nu vreau să sufere. Pentru că eu înțeleg, când ești o mare, nu-ți dai seama ce... ce crezi în sufletul lui copilului tău. Nu-ți dai seama. Dar eu am suferit foarte mult. Pentru că am avut foarte multe lipsuri. Și acum încerc să... Nu știu, să îmi iau cam tot ce nu am avut când eram mic. Îmi lipsea foarte mult libertatea. Și acea afecțiune pe care o vedeam la alți copii. Și nu am primit-o. Probabil vocea tatălui, care era puțin dură. De ea am făcit. De vocea tatălui? Da. Asprimea lui? Da. Pe care se regăsește acum un personaj. Ai reușit de-a lungul vieții să o alungi din capul tău? Nu. Pentru că au fost poate momente în care puteam să reușesc. Dar nu, pentru că era acolo mintea mea. Că nu pot. Sau apăreau persoane în viața mea care ajungeasem să le iubesc, dar se comporta și auzeam vocea tatălui prin ei. Că eu nu pot, că sunt alte fete mai pregătite. Care sunt cuvintele pe care ai vrea să le ștergi? Că nu pot să reușesc. Că nu este de mine. Că nu e bine. Astea. Că nu este frumos stilul meu. Modul în care vorbesc. Astea aș vrea să le șterg. Ca să faci pace cu trecutul, și cred că ești pe drumul cel bun, e să poți să vorbești despre trecut. Primul pas. Și pe lângă faptul că i-ai spus că îl iubești, ceea ce e mare lucru, e să poți să-i spui și ce te-a deranjat, ce te-a rănit. Da, da, încă nu sunt pregătită să-i spun asta. Sau poate... Și de fapt, cred că fiecare creștem copilul așa cum considerăm noi. Și cred că nu a fost ceva greșit. Sau cu siguranță asta crede că nu a fost ceva greșit. Iar dacă nu se schimbă ceva, nu-mi place să zic. Eu întotdeauna sunt omul care blochez și plec. Care pleacă în liniște. Dar tu acum copilăria ta... Ești în stadiu în care ai blocat toată informația de acolo, din copilărie? Da. De asta nici nu poți să vorbești cinstit și onest cu tatăl tău, să-i spui, pe lângă faptul că îl iubești, ceea ce am înțeles, ce te-a deranjat cu adevărat? Da. Pentru că toată informația negativă este undeva ascunsă, nici nu mai știi pe unde e? Da. Îmi permis să te întreb doar dacă atât de rău a fost, dacă atât de rău a durut. Și, nu știu, mi-este foarte greu să vorbesc. Fug de copilărie foarte mult. Poate că la un moment dat o să ai puterea să înfrunți încă o dată, să înfrunți anii ăștia ca să poți să mergi mai departe. Cred că da, o să pot cândva. La un moment dat ai pornit viața de una singură. La 14 ani ți-ai luat viața în mână. Ai încercat să pornești de una singură. Ai spus că ți-a fost și foarte greu când erai foarte singură. Neajunsurile au fost de vină? Da. Și că nu am avut acolo, nu știu, o persoană să-mi zică că pot, hai că poți. Și cred că da, lipsurile cred că au fost foarte mari. Poate a fost o moment în care aveam doar o pereche de Adidas. Care mergeam cu ei la școală, care mă antrenam, aveam glesnele înghețate. Lupta asta cu supraviețuirea de la 14 ani, cum a fost?
A fost grea, dar foarte frumoasă și aș repeta-o. Cea mai rea zi din supraviețuirea pe care ai avut-o de la 14 ani, dacă ar fi să punem mâna pe ea? Când ai crezut că nu o să mai poți să mergi mai departe? Nu cred că a fost. Nu știu, pentru mine au fost toate zilele la fel. Eram obișnuită deja. Cu răul? Da, de mică. Adică aveam 10 ani și mergeam 12 km pe jos, pentru că mi se oferea o sumă de bani și eu mă gândeam, ori plătesc mașina și sunt foarte bine, confortabilă, ori îmi cumpăr să mănânc și am putere să merg la antrenamente. De la 14 ani, cu ce bani te-ai descurcat? Cine îți trimitea bani acolo? Mătușa mea, din sănătate. Frați de mei care mă ajutau. Dar eram un copil care, cred că și acei 10 lei mi ajungeau o săptămână. Ce mâncai? Cu ce te întrețineai? La acel club aveam mesele stabilite. Și bineînțeles că aveam fix cât trebuie să mâncăm, dar că doar că vrei să mănânci mai mult, doar că nu se putea, pentru că aveai acel gramaj deja stabilit. Am avut zile în care adormeam plângând. Sunt obișnuită, adică eram obișnuită. Poate aveam doar o masă singură pe zi. Sau la început, când mergeam la antrenamente și eram acasă, aveam doar o singură masă pe zi la școală și atât. Ajungeam seara târziu acasă și eram foarte obosită. Și atunci refuzam să mănânc și mai bine să mă odihnesc. În tot parcursul ăsta al vieții tale, în care vorbești doar despre tine, despre tine, despre tine, viața asta trăită de una singură, solitară, singură, apare undeva și vreo persoană care să-ți întindă o mână de ajutor sau să apară lângă tine, să nu mai simți sentimentul ăsta de singurătate cu care ai plecat oricum de acasă? La un moment dat a apărut o persoană. Nu neapărat că a fost ceva bun pentru mine, că a fost acolo lângă mine, că nu a fost. A fost poate o altă scăpare, o altă ușă. Pentru tine? Da. Eu după un timp am plecat de la acel club, pentru că am muncit enorm de mult pentru un concurs și am clacat în ziua respectivă. Am ieșit chiar pe ultimul loc și am intrat într-o depresie foarte urâtă și am plecat acasă, la ei mei. Am întors înapoi după 5 ani. Acasă la ei tăi? Da, doar că aveam un plan nu să stau mult pe acasă, foarte puțin, ci să plec. Și cum te-au primit ai tăi după 5 ani? Cu brațele deschise. Se schimbase ceva din atitudinea tatei? Era mai puțin aspru? Probabil am avut mai mult curaj să mă impun. L-ai înfruntat pentru prima dată? Nu neapărat. Cât a stat acasă atunci? Am stat câteva luni, nu știu, două luni, cam așa. Dar eram un om care mergeam la muncă, mă întorceam acasă și eram mai mult singură. Nu stăteam la discuții. Cu nimeni? Cu nimeni, da. Doar așa, cu bunica. Apare o poveste de dragoste în toată perioada asta. O poveste de dragoste din care iar aveai ceva de învățat. Da. Și am plecat. Ca să trăiești povestea de dragoste. Da. A fost dragoste... La prima vedere. La prima vedere. O dragoste care avea să te facă să treci cumva munții, să te duci în alt oraș. La un moment dat spune că ai văzut și fața urâtă din bărbați, din relații. Ai descoperit-o și în această relație, prima? Da. Și de atunci s-au încheiat cam toate relațiile mele. N-am mai vrut să cunosc. Îi vedeam pe toți la fel.
Îmi poți spune? La început totul a fost frumos. Dar după un timp a apărut partea aia neagră. Să fie, nu știu, o copie a tatălui meu, pot să zic așa. Și în ultima vreme când ne certam, parcă îl vedeam pe tata, nu-l mai vedeam pe el. Pentru că, da, era acel bărbat care eu trebuia să stau acasă, să gătesc, muncă și atât. Iar eu viseam la mai mult. Și în momentul în care am început să fac un curs de antrenor, acolo m-a descoperit și cineva și mi-a zis că tu poți mai mult. Ai să ajungi campioană. El în momentul ăla s-a speriat. Doar s-a speriat? Da, că o să ajung un om mai superior. Asta nu a acceptat. Îmi doream foarte mult și aveam mai multe joburi. Și antrenam, munceam oriunde, doar că îmi doream foarte mult să fac banii. Era gelos? Da, gelos pe mine. Era și violent? Da, a fost. Au stat foarte multe femei pe această canapea, iar violența e diferită. Tu cum ai resimțit violența din partea lui? Cred că a fost o violență domestică. Nu doar o palmă și ne oprim la atât. Dar? Picioare? Călcată chiar. În picioare? Da, călcată, pur și simplu. Dar de ce? Tot timpul m-a spus că și din cauza mea, eu sunt un om foarte drăgăstos. Un om care îți oferă foarte multă afecțiune și de acolo începeau totul. Sau că îi spuneam că nu, eu vreau să mă duc la concurs, eu vreau să fac asta. Și el m-a oprit din lucrul ăsta. Dar când nu ai plecat din aceste bătăi și ai stat... Am stat pentru că l-am iubit foarte mult. Și te blocai. O să mă întorc puțin în copilărie. Ai spus că îl vedeai pe tata. Da, pentru că era la fel de dur cum era tatăl meu. Te blocai pentru că îți retrăiai copilăria în momentele astea de violență cu el? Da. Și violență, și duritate, asprime în voce. Bine, persoana iubită a fost puțin mai dur. Mai aspru în violență. De fapt, asta e trauma pe care o car după tine? Da. Violența din partea bărbaților? Da. Mai întâi a tatălui, apoi a partenerilor? Da. Ai mai avut vreo relație violentă după asta? S-a mai repetat tiparul? Nu. Pentru că el a fost deja ultimul meu partener. Dar înainte, cu cine am mai vorbit, s-a mai întâmplat. Deci tu de la acest partener pe care l-ai avut atunci, ai refuzat să mai ai alte relații? Da. Și deja au trecut, cred că, 3 ani, jumătate, 4, nu mai știu exact. A fost ultima mea relație. Prima și ultima? Nu, ultima. Am avut înainte să-l cunosc pe el câteva relații. Dar în momentul în care treceau norii negri și în momentul în care se termina acest episod violent, furia, de regulă furia unui bărbat e declanșată de mai multe lucruri. Unii beau, unii sunt geloși. În cazul vostru particular, el când se calma, dacă putem să spunem așa, și vorbeați, el cum își justifica această pornire violentă, care nu era o palmă, era un călcat în picioare? Nu vorbeam despre asta. Nu vorbeați deloc? Nu. Așa mai departe. Probabil în mintea mea era e ceva normal. Pentru că tu mai trăisei cumva așa ceva. Da. Și credeai că o femeie așa trebuie să trăiască. Da. Și atunci credeam că este și vina mea. Vina ta? Da. Poate că erau momente care chiar îmi doream afecțiune și oarecum cerșeam afecțiunea asta. Și el nu voia, nu simțea să fac lucrul ăsta. Dar cum puteai să te decuplezi a doua zi și să vezi dragoste în ochii în care ai văzut ură?
Îl vedeam un bărbat foarte frumos și avea niște ochi foarte senini. Avea și emana așa o blândețe enormă. Și cred că am devenit dependentă de el. Pentru că eu nu aveam pe nimeni acolo. De călăul tău? Am devenit dependentă. Pentru că mi-a fost foarte greu. Eu cu un accent de ardeleancă într-un oraș în care e un alt accent, lumea mai și râdea de mine, a fost puțin așa un bullying și mi-a fost foarte greu. Aș vrea să te întreb dacă se întâmplau des episoadele astea violente. Spre final, da. Ce înseamnă des? Odată la... Câteva zile. Odată la câteva zile? Da. Sau de două ori în acea zi. Dar când ai realizat totuși că nu este normal și că nu este firesc, ți-ai dat seama tu? Ți-a spus cineva că nu este normal să trăiești în condițiile astea? Cine te-a salvat din situația asta? Am participat la primul meu concurs de fitness în care am ieșit pe locul 1 și a fost doar antrenorul meu care mă susținea și chiar după concurs am vorbit cu el la telefon. M-a jignit enorm de tare, mi-a jignit și mama. Și pentru mine ăla a fost punctul, pentru că eu pot să o pierd pe mama mea oricând. Și stăteam acolo în colț și plângeam și toți colegii mei, deși eram singurul din echipă care am câștigat locul întâi, toți se distrau, iar eu plângeam acolo într-un colț în cameră pe jos și a venit antrenorul și a zis că ce face aici. Și atunci mi-a explicat că nu este bine. Și mi-a zis, dacă acum și nu este un concurs foarte mare, ce să faci mai încolo, că nu poți să le iei cu tine. Și el m-a amenințat că nu o să ajung acasă, că o să dispar oarecum. Că o să te omoare? Ceva de genul. Dar a fost furios și l-am înțeles. Dar mi-a fost și foarte frică, sincer. Și am avut noroc că nu era acasă. Și ți-ai făcut bagajele? Da. Și am plecat. Pe mine nu m-a interesat că n-am unde să dorm, unde să merg. Vreau doar liniște și atât. Tot liniște ai căutat? Da. Și nu știu când o să oprească. Acum ești liniștită? Acum nu am un răspuns dacă sunt liniștită sau nu. Pentru că nu știu, poate nu mi-am găsit liniștea, poate îmi doresc mai mult. Și de asta nu sunt liniștită. Unde te-ai dus? Am sunat-o pe... La un moment dat mi-au sunat toți prietenii să mă primească, prietenii pe care i-am făcut acolo cunoștințe, și am spus să mă primească măcar o zi. Și nimeni nu m-a primit. Și atunci am sunat-o pe fosta mea șefă și i-am zis situația, că nu mai pot să stau. Nu i-am explicat chiar în amănunt. Și nu a fost un refuz, nimic. A fost da, te îmbraci și vii la mine. Și din ziua aia a devenit pentru mine o a doua mamă. Și acolo m-am simțit în siguranță și a fost liniște pentru mine. Cred că am fost foarte fericită. Femeia pe care toată țara avea să o cunoască drept mama ta adoptivă, nu? Cum ți s-a schimbat viața acolo? Foarte bine. De ce plângi? Pentru că... o iubesc extrem de mult și... nu a avut nicio obligație, pentru că eu sunt un om străin pentru ea. Și... m-a primit cu atâta drag și ea mai avea încă doi copii și niciodată n-a făcut diferență între noi. Mereu mă suna și spunea, ce ai nevoie? Plângi de fapt că un străin a făcut asta pentru tine? Da, și vorbeam foarte deschis cu ea, orice. Și poate că ai tăi n-ar fi făcut așa ceva pentru tine? Sau poate vreau să fie mama. Mama ta. Să-i spun ei. Da. Ei aveam curajul să-i spun orice. Și a fost foarte mândră de mine. Deci pentru prima dată
Persida, nu Kinga, și-a găsit o mamă. Și am văzut așa o reflexie în ea, că povesteam cu ea și spunea că și-a de mică a plecat de acasă și este luptătoare. Și pentru mine este un exemplu de femeie. Ai stat acolo mai bine de 3 ani, alături de familia adoptivă. Aș vrea să-mi spui, dacă ai putea, ce ai văzut diferit față de casa ta din Bistrița? Casa ta cu reguli multe. Ce a fost diferit? Ai văzut iubire pentru prima dată? Am văzut iubire, înțelegere. Nu știu dacă au existat reguli. Nu cred. Era multă liniște. Nu exista minciună. Aveau curajul să spună totul. Erau liberi. Existau poate așa jocuri cu părinții. Și la mine a lipsit. Dar a fost o diferență foarte mare. Și cu toată informația pe care ne-ai oferit-o, ai vrut să crezi în iubire. Iar lumea avea să te cunoască, nu pe tine, cea cu foarte multe vulnerabilități, nu pe fata din Bistrița, ci pe Kinga, creația ta, cum tu spui, la Casa Iubirii. Da. Ce te-a făcut să vrei să te înscrii la această emisiune? Îmi doream foarte mult să încep o experiență nouă. Simțeam că trebuie să fac ceva. Sau vreau să retrăiesc ceva frumos. Să cred că chiar există iubire și că e cineva acolo pentru mine. Și că ceea ce cred eu e doar în capul meu. Doar că nu s-a întâmplat asta pentru că eu nu mi-am dat voie. Nu ți-a dat voie să? Să o cunosc. Poate a fost doar că a fost o concurentă destul de controversată. Vedeau băieți, se scriau pentru mine, dar poate eram totul la superficial. Doar vorbeam, dar nu mă deschideam. Aș vrea să întreb pe tine sincer, care a fost motivul pentru care ai venit zi de zi pe acea canapea? Deși nu mi-am dat voie să trăiesc experiența pe deplin, când am fost la casting, am întâlnit un băiat. Și credeam că și el o să fie acolo. Și a fost. Și cred că aia mă făcea și mă ținea să mă duc în fiecare zi. Băiatul respectiv. Da. Și indiferent cu cine vorbea, nu conta, era acolo. Pentru că eu deja eram obișnuită că dacă ții la o persoană, îl las să facă exact ce simte și ce vrea el. Indiferent dacă te rănește, tu îl accepți așa cum e. Și el nu s-a îndrăgostit de tine? Ba da. Cred. Nu știu. Nu am crezut la început că este real cu mine. Probabil l-am văzut un băiat bun, dar fugeam de acest tipar. De băiatul bun? Da. Îmi explic. Cred că și acum caut un tipar mai dur, mai impunător. Mai ca tata? Da. Și în momentul în care a venit un băiat bun spre tine, ți s-a părut că ceva dubios la mijloc este... Mă vedeam eu superioară. Mă vedeam mult mai masculină față de el. Mă vedeam mai bună, mai puternică și pe el vedeam mai slab. Iar eu asta nu acceptam. Deși au existat sentimente foarte puternice. Între tine și băiatul respectiv? Eu față de el. Și el față de tine? Nu știu. Nu știu dacă a fost sincer cu mine sau nu. A existat un deznodământ în povestea voastră de dragoste? Timp de 9 luni cât am stat în Casa Iubirii, nu am încercat nimic. Dar când am plecat,
A fost pentru prima dată și ultima dată când am îndrăznit să fac ceva și să-l sărut și pe urmă am plecat. Un joc. A fost frumos, acolo câteva secunde, a fost bine. Dar de ce ai făcut asta? Pentru că am simțit pentru prima dată că l-am pierdut. Și acum nu plâng după el, plâng pentru că când întâlnesc persoane bune în viața mea și pleacă, parcă se deschide o rană de trecut și nu știu de ce. A simțit că acolo este finalul. Și a făcut ceea ce simt eu. Aș vrea să întreb un lucru. Din timpul filmărilor, știu că tu ca și copil ai avut foarte multe reguli. Să te îmbraci într-un fel, să porți rochii într-un fel, să ai păr într-un anumit fel. Este adevărat că la un moment dat, în timpul filmărilor, ai izbucnit pur și simplu lacrimi pentru că erai mult prea aranjată, părul era mult prea aranjat și că ți-ai dorit tot timpul o altfel de imagine, stilul ăsta de fată foarte aranjată, stilul de fată păpușă? Eram foarte criticată, nu doar de oamenii de afară, străini, ci și de oamenii apropiați. Că? De stilul meu vestimentar, de cum aranjez. În ce sens? Ce spuneau oamenii? Cam pantaloni scurți, prea scurți. Primeam jigniri la adresa mea. Știam că ceea ce văd ai mei nu este bine, pentru că eu nu am crescut așa. Și că par foarte vulgară. Deși eu nu sunt o fată vulgară, dar stilul este. A apărut la un moment dat un băiat și când am plecat m-a jignit foarte tare. Asta m-a durut enorm de mult. Și am încercat să fiu și o fată decentă, elegantă și nu mai mă suportam pe mine în oglindă. Știu că la un moment dat întrebam o colegă, vreau ceva lână, ceva pe mine, nu mai vreau să fiu descoperită. Adică toate comentariile astea care curg în online, când ești pe acel fotoliu, te afectează la un moment dat. Enorm de tare, da. Psihic. Da. Deja eram psihic dărâmată. Și probabil a mei mă comparau cu alte fete de acolo și asta mă durea foarte tare. Că erau fete care poate vorbeau mai frumos, aveau un vocabular mult mai frumos decât al meu. Dar la ai tăi ne referim la ai tăi adoptivi de la ea sau ai tăi de la Bihor? Ai mei de la Bistrița. Dar în general, persoanele drage mie, oamenii apropiați. Dar explică-mi, când mi-ai spus că tu ai adoptat un stil vestimentar vulgar și știai, adică asumat, de ce asumat ai adoptat stilul ăsta? Asta este stilul meu. De mică, asta era stilul meu. Bine, de mică, după ce am plecat de acasă, am îndrăznit. Dar trebuie să fie un raționament acolo. Raționamentul trebuie să fie acolo. Am și o obsesie pentru corpul meu, într-adevăr. Obsesia vine de la? De la fizic. Îmi place foarte mult să arăt bine. De ce? Nu știu. Nu caut, ca bărbați să zică arăți foarte bine. Nu. Nu am nevoie de asta. Niciodată n-am avut nevoie de asta. Dar ce înseamnă obsesia de a arăta bine? Să fiu antrenată, o fată cu mușchi, probabil mai masculin. De undeva trebuie să vină? Mi-a plăcut sportul, nu știu, dintotdeauna, de mică. Probabil, nu știu, când eram micuță, nu știu, îmi doream foarte mult să arăt într-un fel și eram foarte slabă. Sau mi se spunea într-una că sunt foarte slabă.
Sau că sunt urâtă, sau nu știu. Cumva și probabil de acolo s-a declanșat și întotdeauna exagerez. Cumva când erai mică, erai la extremă. Rochii foarte lungi, mâneci foarte lungi. Da, mai ales la biserică și când ajungem acasă, mi-a trăgea atenția că a fost prea scurtă, tocul a fost prea înalt. Trebuie să fie cumva aici. Pentru că suntem aici, la Casa Iubirii, și vorbeam despre impactul ăsta major pe care l-ai resimțit. L-ai resimțit mai degrabă când ai ieșit din Casa Iubirii sau în interior? Când ai simțit presiunea mai mare? Spre final. Cam înainte cu 2 luni să plec, spuneam întotdeauna că vreau să plec acasă, vreau să plec acasă. Și ăsta era un motiv. Vreau să plec acasă și în momentul în care m-a întrebat unde vreau să plec, la Bistrița sau la Iași, nu am vrut să plec niciunde. Am vrut doar eu singură. Ai plecat din Casa Iubirii, ai rămas în București? Da. Ai luat viața de la zero iar, în căutarea liniștii. Da. Vreau liniște. Să fiu doar eu cu mine. Și ai găsit această liniște? Nu cred. Încercam să fac lucruri noi, să uit cam de tot ce mă doare. Și mă simțeam liniștită, dar pe moment. Dar ce te durea după ce ai ieșit din Casa Iubirii? Cumva păreai fericit acolo. Dar în interiorul sufletului, ce te durea? Nu eram fericită. Purtam doar o mască că sunt fericită. Dar nu, nu era așa. Aveam așa, pot să zic, o mică depresie. Nu eram bine. Dar de ce porți această mască a omului bine? De ce a trebuit să porți această mască? Cred că cel mai bine este să știi doar tu că ți este rău. Nu și ceilalți. De ce? Cu siguranță ceilalți se bucură și se simt bine pe seama asta. Că ți-e ție rău? Da. Cine ți-a spus lucrul ăsta? Nu mi-a. Adică eu nici nu știu lucrul ăsta. Că ceilalți se bucură când ți-e ție rău? Da. Adică așa se întâmplă în general. Și îmi doresc eu să-mi fie bine și probabil încerc să mă mint singură că mi-e bine. Dar când spui că porți această mască, ceva trebuie să ascunzi. Care ar fi problema din viața ta, de fapt? Ce ascunzi de tine? Adică ce te doare? Pentru că eu sunt acel om care e trup și suflet și de fiecare dată am fost lăsată. Sau am oferit și n-am mai primit înapoi. Și au plecat. Și atunci, de fiecare dată, am simțit încă o dată acele răni. Adică singurătatea? Da. De fapt, faptul că e singură, fără rădăcini, asta să te doară cel mai tare? Deși sunt un om independent, am nevoie de oameni în viața mea. Și nu i-ai. Și oameni cu valori, cu principii. Nu oameni doar care vor să folosească de tine și pe urmă pleacă. Cam asta s-a întâmplat cu mine și cred că din cauza educației. Probabil de asta am urât foarte mult educația pe care am primit-o. Fă-mă să înțeleg mai în detaliu, când te referi la educația de acasă, la ce te referi exact? Un om bun, un om onest, un om care oferă totul. Nu-mi dau seama dacă eu sunt un om bun sau fac asta doar pentru că asta mi este educația. Un om care nu spune niciodată nu. Un om care dă totul. Pentru că asta a făcut mama mea, asta am văzut eu acasă. Care se lasă pe sine. Un om care, nu știu, se lasă mințit, un om care se lasă, nu știu, manipulat. Credeam în mintea mea, doar că credeam că... Dar ce te ține să nu fii tu din nou? Nu mai pot. Și
cred că aș putea să o fac doar cu o singură persoană care merită acest lucru. Doar că cu oricine vorbesc, nu are cum să o cunoască Persida, pentru că eu nu-i permit. Adică dragostea cumva te-ar salva? Da. Cineva care să mă accepte așa cum sunt. Și pe urmă să o cunoască pe mine, Persida. Să înțeleagă. Să fie înțelegător. Bărbat blând. Și să adore așa cum sunt eu. Tu, Persida, nu Kinga. Tu te iubești? Mă iubesc foarte mult. Dar nu știu pe care dintre ele, sincer. Nu știu. Cred că mai mult iubesc rolul Kinga. Adică nu pe tine, ci ce ai creat tu, creația ta. Da. Persida, o văd și o femeie slabă. Tu, Persida, te iubești pe tine? Cred că da, din moment ce plâng după ea. Adică după mine. Cu toată trauma din copilărie, despre care îți e greu să vorbești, cu toate amintirile pe care le-ai îngropat și nu vrei să vorbești despre ele, ai încercat să cauți ajutorul, să vorbești cu cineva, să-ți rezolvi această tristețe pe care o ai în sufletul tău la o vârstă atât de fragedă? Ajutorul unui psiholog, de exemplu, care să te ajute să mergi mai departe, să ai încredere în oameni, să ai încredere în ambele versiuni ale tale. Nu, eu am nevoie de cineva care să mă ajute, pentru că există acolo un sentiment față de mine. Să merg la o persoană care ăsta este jobul lui, nu neapărat că o face cu drag. Vreau să simtă ceea ce simt eu. Deci asta crezi că tratamentul pentru sufletul tău este iubirea? Da. Deci până la urmă tot în bărbați crezi că îți va veni salvarea? Da. Cred că da. Foarte multă lume s-a șocat de comportamentul tău în online. Mulți au scris comentarii, s-au întrebat ce se întâmplă cu tine. A fost și cel mai mare bullying din viața mea, sincer. De ce l-ai categorizat așa? Pentru că primeam nu sute de mesaje, mii de mesaje. Mesaje mai mult decât câți urmăritori am. Și pe toate rețelele. Și mesaje îngrozitoare pe care nu era timpul, nu era momentul să mi le spui. Dar ce-ți spuneau în aceste mesaje? Că sunt hidoasă, că sunt transexual, că arăt ca un bărbat. Ca să înțeleagă oamenii despre ce vorbim, este vorba despre decizia ta imediat după ieșirea din casă, de a-ți tunde părul. Da, pentru că a intervenit o problemă de sănătate și la un moment dat aveam într-o parte mai mult păr, într-o parte mai puțin păr. Și nu era altă variantă, doar asta. Dar în momentul în care m-am tuns, am avut chiar o reacție și încercam să arăt că sunt bine, că sunt frumoasă și că îmi place și că sunt de acord. Dar nu eram de acord. Am suferit extrem de mult. Pentru că eu puream foarte fericită că mă tund, că am un nou look. Eu mă alin cu asta că fiecare om puternic trece printr-o depresie și că nu este o slăbiciune. Și că a fost moment în care am clăcat de una singură. Că am încercat să fiu prea puternică. Și că nu a fost decizia mea să-mi tai părul acel lung și frumos. Nu a fost decizia mea. Doar că trebuia. Când ți-am spus mai devreme de un pic de ajutor, în momentul în care tu spuneai că poate că nu ai încredere, omul ăla, psihologul,
chiar dacă este plătit, faptul că te face să vezi viața printr-o altă perspectivă, printr-o altă fereastră, în ziua când ție îți merge prost și îți alungă gândul negru și să te facă să prind speranța de a merge mai departe, aș vrea să înțeleg de unde îți vine această neîncredere în oameni, această frică în a te bucura de viață, frica zilei de mâine, frica de singurătate. Ai atât de multe frici care nu te lasă să trăiești, să te bucuri. Nu știu. Poate într-o zi o să-mi dau răspunsul la toate întrebările astea. Dacă ar fi să ne întoarcem într-un cerc rotund, poate ar fi cazul, Kinga, să te oprești din fuga ta și să dezgropi pentru binele tău cutia Pandorei din copilărie cu un specialist ca să poți să mergi mai departe. Poate că acolo e cheia ca tu să poți să fii fericită. Până nu o să rezolvi ce te face să suferi de acolo, oricâte povești de dragoste ai descoperi pe parcurs, poate că în același punct vei ajunge. A fost decizia ta de a purta perucă în acest interviu. Ei trebuie să știe acest lucru. A fost zona ta de confort. Dacă vrei să le spui ceva oamenilor la final... Vreau să le spun susținătorilor mei și cei care m-au susținut că... Vine să plâng. Că le mulțumesc că i-au fost mereu acolo pentru mine, că a fost sprijin și că încă mai există acel grup creat pentru mine special și îi iubesc din tot sufletul meu. Și că mai sunt oameni care își fac timp pentru mine, care mă roagă mereu să intru, să fac live, să mă vadă. Eu apreciez asta enorm de mult și că fac parte așa din mine. Și să ia de la mine doar ce este bun. Dacă eu fac un lucru greșit, îmi asum. Nu este rău să greșești. E bine că învăț ceva de acolo. Și nu vreau să îmi cer scuze pentru reacțiile mele pe care le-am avut în online, pentru că aș fi slab dacă aș face asta, iar o femeie puternică nu face asta. Și că sunt bine. Kinga, îți mulțumim mult că ai stat în oglindă. Mulțumesc și eu. În viață, cu toții greșim. Ideea e de câte ori ne ridicăm și cu ce forță ne ridicăm. Vă mulțumesc mult că ați stat în oglindă.